Bine ați revenit la mobilissimo.ro! Am în mână un telefon care duce bokeh la un nivel nou și nu e vorba despre Oppo Reno 6 Pro, ci despre Oppo Reno 6, varianta sa mai accesibilă. Acest telefon costă în jur de 2700 de lei și vine cu un design cu muchii plate, un corp destul de compact, ecran cu refresh rate mare și o cameră triplă cu AI. E bine, acest smartphone face câteva surprize plăcute pe partea de baterie și la camera, acel bokeh flare este aproape de nivelul modelului Pro și o să vedeți câteva lucruri interesante și pe partea de gaming, pe partea de încărcare rapidă și aflați cum stăm și cu acustica. Acestea fiind zise, dăm drumul la recenzie pentru că sunt foarte multe de zis. Let's go! Acest telefon Oppo Reno 6 5G vine cu o propunere inedită în segmentul mid-range, are aceste muchii plate și această nuanță de albastru, iar ele împreună aduc cu seria iPhone 12, ceea ce nu e rău. Avem aici o talie de 7,6 mm, greutate de 182 de grame și un telefon care este foarte ușor de mânuit cu o singură mână. În același timp are muchii ale ecranului foarte înguste pentru zona mid-range, niște butoane comode, dar cam clicky, destul de zgomotoase la apăsare. E cu siguranță solid construit și aderent, iar spatele ăsta, care prinde lumina așa într-un mod interesant, elegant și sobru, nu atrage amprente. Asta ar fi o veste bună. Un telefon cu o construcție destul de premium pentru segmentul în care activează, plăcut privirii și în afară de varianta albastră este și una Stellar Black. Și trebuie spus că în zona frontală avem decupaj în ecran pentru camera selfie, protecție din plastic aplicată din fabrică și protecție Gorilla Glass. Acum, ecranul ăsta pe care îl vedeți voi aici este un AMOLED de 6,43 inch cu rezoluție Full HD+, refresh rate de 90 de Hz și aspect 20:9. Ca să ne dăm seama cum stă treaba cu acest display, o să folosim acest clip de test, îl punem full screen și hai să vedem cum stă cu imersiunea. În primul rând, avem un orificiu în ecran destul de mare, acesta de aici pe care îl vedeți voi pentru camera selfie, și este destul de mare și decupajul acela în protecția din plastic, care dă senzația că ar fi o gaură pentru camera selfie și mai mare. Dar experiența în sine implică următoarele: luminozitate ridicată, culori foarte vii și plăcute, contrast excelent, negru adânc, unghiuri largi de vizualizare, așa că este un ecran care este foarte mulțumitor pe un telefon al minteri mid-range, așa cum am tot zis. Ne place și care refresh rate de 90 de Hz, nu strica 120 de Hz, dar trebuie făcute uneori și anumite compromisuri. Apoi o să discutăm despre ecran la nivelul testelor noastre. Pixelii au aranjament Pentile Matrix, iar la testul cu Luxmetrul, iată-ne la 579 de lux. Un rezultat solid. Am depășit câteva telefoane importante, precum Realme 8 Pro, Oppo Reno 5 5G, predecesorul acestui telefon, dar și relevantul OnePlus Nord 2. Suntem sub Motorola Edge 20 și sub Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Nu se putea să nu strunim acest ecran, folosim niște setări dedicate. Printre ele se numără Always On Display, cu niște pattern-uri aici foarte arătoase, text, un mesaj inspirațional, text și imagine, ceas analogic sau digital. Am văzut un pont undeva că dacă vrei să te lași de fumat sau să slăbești, puneți la îndemână un mesaj aici: azi nu mai mănânc Mac sau azi nu mai fumezi, și dacă ți-l pui aici, îți vei aminti treaba asta și nu o să mai faci. E un indiciu foarte bun. Revenind la ecran, aici avem opțiuni legate de luminozitate, Eye Comfort, care scapă de lumina albastră, temperatura culorii, mai rece sau mai caldă, și aceste moduri de culoare, Vivid sau Gentle, în funcție de preferințe, plus acest Color Enhancer, un convertor de la SDR la HDR, plus reglări legate de font. Acum, am terminat cu exteriorul telefonului, ca să zic așa, trecem la interior, ne ajută aplicația aceasta pentru a vedea faptul că folosim aici un procesor MediaTek Dimensity 905G. 6 nanometri, octa-core, GPU Mali G78 MC4. Acest procesor nu e pe foarte multe telefoane, e pe vreo două și nu cred că au ajuns în Europa, Honor X20 și Honor 50 SE. Pe lângă CPU avem la pachet și 8 GB de RAM, LPDDR4X și 128 GB de stocare, UFS 2.1, n-avem slot microSD și partea bună e că telefonul poate rula orice joc, cu detalii pe high și cu frame rate constant, nu se supraîncălzește și duce de la Genshin Impact la Call of Duty Mobile și inclusiv PUBG Mobile. Acum, nu o să vorbesc doar despre jocuri, o să intrăm puțin și în benchmark-uri. Începem ca de obicei cu Antutu 8,
iată-ne imediat deasupra lui Huawei P40 Lite 5G și depășind și un rival relevant, Galaxy A52 5G. În același timp am întrecut și un Reno 5 5G, predecesorul telefonului, dar a rămas sub Motorola H20 și Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Hai să vedem cum stăm în Geekbench 5 multicore deasupra unui fost flagship, Galaxy S10 5G, primul telefon 5G din țara noastră. Am întrecut și Xiaomi Mi 10T Lite și am mai depășit din nou Galaxy A52 5G. Suntem de această dată sub Kirinul lui Huawei P40 Lite 5G și sub MediaTek-ul lui OnePlus Nord 2, dar și sub Xiaomi Mi 11 Lite 5G, al cărui procesor a ieșit din producție. În trademark, nu Slingshot, ci Slingshot Extreme ES 3.1, suntem deasupra lui Oppo Reno 5 5G, am întrecut și Xiaomi Mi 10 Lite 5G și Nokia Oppo 3 5G, care avea un procesor Snapdragon 765 deosebit de respectat. În același timp, cu acest telefon ne-am încadrat sub câteva modele, precum, mai să vedem, iPhone SE 2020, spre exemplu, văd aici un OnePlus 6T, un Xperia 5, Zenfone 6 sau chiar Poco X3 Pro. Deci la GPU, nu pot să zic că rupe norii, e și cu câteva puncte bune sub OnePlus Nord 2. Partea bună e că, v-am zis, duce jocurile fără probleme și, spre exemplu, temperatura nu sare de 31 de grade Celsius, ceea ce este foarte puțin pentru experiența de gaming, 31,5 în jocuri grade Celsius, iar în benchmark-uri 38,3. Se apropie de 40, dar nu e cazul să ne îngrijorăm de vreo supraîncălzire. Acum că am terminat cu aspectul de gaming, performanță, benchmark-uri, vorbim despre baterie. Avem aici o unitate de 4300 de mAh și cum ne-a obișnuit deja Oppo pe atât de multe telefoane, se încarcă foarte rapid, la 65W. Terminând cu teoria, trecem la practică și vă spun că am atins cu acest telefon o durată de playback impresionantă, playback video de 20 de ore și 24 de minute, aproape de top 20, stăm foarte bine. Am depășit chiar și Galaxy S21 Ultra, flagship-ul Samsung actual, dar și pe Moto G50, Galaxy A32 5G și pe Realme GT 5G. Suntem cu această durată sub OnePlus Nord 2, sub Realme 8 5G și sub Vivo X60 Pro. La testul de utilizare continuă, PC Mark, am atins 12 ore 31 de minute, iar zic că stăm bine și am întrecut telefoane precum Motorola Moto G100, rivalul Galaxy A52 5G și pe Oppo Reno 6 Pro 5G, chiar fratele mai mare al telefonului de față. Suntem totuși sub Poco X3 Pro, predecesorul Reno 5 5G și Xiaomi Mi 11 Lite 5G. E bine, încărcarea aici este cireașa, 32 de minute. Atât ai nevoie să ajungi de la 0 la 100%, iar într-un sfert de oră ești la 58%, ceea ce e foarte impresionant. Sunt și opțiuni Power Saving aici, Super Power Saving și un mod High Performance, dacă te simți gata să pui toată puterea telefonului la treabă. Pe partea de acustică, ni se prezintă un singur difuzor aici, în aceste trei orifice care îl semnalează. N-avem jack audio, dar partea bună e că avem niște căști la pachet cu acest telefon, așa cum ați văzut și în unboxing. Trebuie să vă spun și că avem niște setări dedicate și, sincer, sunt mai multe decât mă așteptam. Mergem la sunet aici. Apoi intrăm în zona aceasta Dolby Atmos. Avem opțiunea Dolby Atmos și sunt 8 setări legate de mediu, indoor, on the go, commute și flight. Astfel, dacă ai de mers cu metrou, dacă ai dezburat cu avionul, e cât un profil pentru fiecare, sau smart, movie, gaming și music în funcție de activitatea pe care vrei să o faci. L-am lansat pe smart deocamdată și hai să și auzim cum stăm cu experiența la acest capitol acustic. Ok, nu e deloc genul meu preferat de muzică. Pot să vă zic că dacă țineți telefonul așa, riscați să acoperiți cele trei orificii la gaming, așa că mare grijă cum țineți mâna. Adminteri, trebuie spus că avem următoarea experiență, volum destul de ridicat. Aș spune și că se aude un pic cam spart la volum maxim, un pic strident sunetul, contează foarte mult și ce gen de muzică asculți. Vibrează mult corpul telefonului, fiind așa de subțire și cred că are efect și rama asta metalică. Vocile se aud plăcut.
Basul este de nivel mediu, aș spune, în altele se aud un pic mai bine, deci rețineți chestia asta, strident la volum maxim, fără prea mult bas, dar volum destul de ok. Cu toate astea, nu îl simt ca un record la volum, nu este un telefon, să zic așa, memorabil pe capitolul petreceri. Ok, avem aici niște măsurători, de fapt figurează una singură, este cea de gaming, 98,6 decibeli, la capitolul ăsta stă bine. Eu am făcut o remăsurătoare, deci puteți ignora ce scrie și vă zic ce am constatat eu. Cu decibelmetru am atins 86,8 decibeli la sample-ul acustic, depășit Motorola Edge 20 și Realme 8 5G, dar fiind sub un Oppo Reno 5 5G. La jocuri am atins cam puțin. În ciuda ce scrie aici, am atins 89 decibeli, ar fi printre cele mai slabe rezultate din ultima vreme, dar în realitate sună un pic mai sus de atât. În general vrem 100 de decibeli la jocuri, dacă nu primim măcar 95, începem să ne facem griji. Se putea un pic mai bine. Acustica de top a fost lăsată în seama lui Reno 6 Pro, așa cum aflați în recenzia sa. Acum hai să vorbim despre camere și o să încep cu cea decupată în ecran. Aici, în acest orificiu, se află o cameră de 32 de megapixeli pentru selfie-uri, în vreme ce în spate, în acest modul dreptunghiular, se află o cameră principală de 64 de megapixeli cu deschidere F1.7 și Face Detection Autofocus. Vine și una de 8 megapixeli ultra-wide, deschidere F2.2 și unghi de 119 grade și completată de o cameră de 2 megapixeli pentru macro, deschidere F2.4. Aici este blitzul LED și împreună cu el pe acest mini modul oval se mai află și un senzor special de temperatura culorii. Camera filmează în 4K la 30 de FPS și are foarte multe opțiuni. Inclusiv unele AI, Scene Enhancement, poți face capturi la 108 megapixeli cu un mod special extra HD, dar vedetele sunt cu siguranță modurile bokeh. Mă refer evident la acel moment când intri la filtre. Hai să vedem, intră la Portrait, la filtre și o să găsești cu siguranță aici modurile Bokeh Flare Portrait și AI Color Portrait, care au făcut deja senzație pe Reno 6 Pro, iar la video, la fel, tot la filtre, găsești Bokeh Flare Portrait și AI Color Portrait. Acest Bokeh Flare funcționează prin estomparea fundalului și amplificarea luminițelor, încât să creeze o captură plină de emoție, expresivitate, ca un videoclip, o reclamă sau un film. Și acum hai să vă arăt galeria acestui telefon cu sumedenia de capturi realizate. Hai să vedem întâi fotografiile făcute ziua. Avem un cer din albastru ireal, dar culorile sunt remediate puțin atunci când activez HDR-ul. Am încercat niște zoom. Aș spune că este rezonabil pe la 2-3x. Ulterior apare zgomotul. Ba chiar dacă mă uit la pozele astea pe un monitor mare, o să văd zgomot chiar și la 3x. Asta este o poză standard cu camera principală de 64 de megapixeli. Asta este o poză cu camera ultra-wide. Vedeți o diferență de culori, e destul de clar aici. Cumva parcă îmi place mai mult cum arată cerul aici decât în poza de mai devreme. Iar văzute pe un monitor, aș zice că sunt un pic mai expuse fotografiile ultra-wide, dar parcă nu se mai pierd așa multe detalii pe lateral cum am văzut la alte telefoane mid-range. Cu soarele în față n-am stat rău, mă refer la culori, și am vrut să văd ce se întâmplă cu HDR-ul, care a amplificat cumva culorile, le-a făcut mai plăcute, mai arătoase. A venit toamna, se vede foarte clar treaba asta în frunzele de aici și acum când vedeți view-ul ăsta, probabil că sunt și mai multe de culoare închisă. Bun, selfie-urile sunt printre cele mai bune din 2021, asta ca să fie clar, mă refer la textură, pori, expresivitatea ochilor și hai să găsim unele în care n-am ochii aproape închiși. Ăsta este efectul bokeh flare. Toate sursele de lumină sau petalele sau obiectele pe care cade soarele în spatele meu sunt amplificate în acest fundal estompat și o să vă zic din nou că stăm bine la pori, expresivitate, textură și asta este acea variantă de captură bokeh cu fundal monocrom și eu lăsat colorat. Avem și un zâmbet aici ca să fie tacâmul complet. Vă zic de acum că o să avem foarte multe selfie-uri în galeria asta. Seria Reno 6 construită în jurul capturii bokeh flare cu camera principală și frontală. Un close-up foarte reușit aici. Foto cu soarele în față cu niște reflexii, dar nimic foarte grav. Acest copac cu o coroană uriașă, cred că este mândria parcului Iore. Este la poarta aceea metalică dinspre Taverna Racilor sau Bucătăria lui Pește, sau cum se numește. Chiar se numește așa restaurantul. Nu încăpea în poză, dar ăsta e rolul camerei ultra-wide, să încapă absolut tot. Bun, am ajuns la jucării. Aici se combină perfect umbra și lumina, suntem într-un fel de luminici dacă vreți și îmi place foarte mult textura și culorile aici. Vedetele sunt combinațiile de roșu cu albastru, nu sunt stilist, dar
Sunt foarte bine redate combinațiile astea, în special la capturile cu jucăria cu Spider-Man. Din toată galeria, din toate sutele de poze câte am făcut eu aici, mie astea mi se par cele mai relevante, modul în care poate să arate acest roșu și albastru. Reflexiile, acest luciu al jucăriei, detaliile, stăm foarte bine pe camera principală, nici cea ultra-wide nu era și la close-up sunt mulțumit de ce a ieșit. Mai vin niște selfie-uri aici, de data asta soarele bătea în plin pe față, fața a ieșit cam albă, dar expresivitatea e ok, aici am activat bokeh flare și foarte multe detalii. Aici, asta e poză bună de avatar, e ca Bruce Willis într-un Die Hard întrebând ce? Cam asta este vibe-ul obținut aici. Dar fiți atenți la expresivitatea ochilor, asta mă dă pe mine pe spate. Expresivitatea ochilor, toate detaliile astea de finețe. E una dintre acele camere selfie care la final de 2021, dacă mă întrebați, Alex, vreau să-mi cumpăr telefon pentru selfie. Reno 6 va putea fi recomandat fără probleme. Reno 6 5G. Am încercat și bokeh pentru camera din spate și a ieșit foarte bine această statuie. Astea sunt bokeh-uri standard. Și asta este bokeh flare, care, vedeți, amplifică frumos luminițele din spate, face totul mai expresiv și asta este acel bokeh portrait cu culori. Avem și niște flori, trandafiri, cred că printre ultimele dăți când îi mai prindem. Și sunt surprins de zoom aici, sincer să fiu. L-am criticat mai devreme, dar vedeți voi, în lumina potrivită, cel digital nu se face de râs. Nu că am avea altfel decât digital. Încă niște flori. Și îmi place să văd un roșu normal de această dată, nu unul care este exagerat sau vibrant sau altele de gen. În general, poze destul de ok, poate niște culori un pic mai vii decât la alte telefoane, dar eu mă declar mulțumit și acolo unde nu ești mulțumit, poți să folosești HDR-ul. Trecem mai departe. Astea sunt macrouri, văzut de acum. Camera de 2 megapixeli pusă la treabă. Nu arată chiar rău, dar sunt foarte noisy. Cumva parcă eu prefer capturile close-up cu camera principală. Pe timp de zi, suntem undeva între Galaxy A51 și A52. Cam asta ar fi concluzia la captura pe timp de zi. Noaptea, cumva, cred că am făcut mai multe poze. Galeria nocturnă a fost făcută înainte de cea de zi și încă mă învățam cu telefonul și am tot capturat. Asta e o poză normală, iar asta este o poză ultra-wide. Întunecată, portocalie și amplificând sursele de lumină. În general, cantitatea de lumină prinsă de acest telefon e ok pentru un telefon mid-range. Am făcut și niște selfie-uri, aici vedeți efectul de bokeh flare, deja am tot vorbit despre asta, vă este familiar, iar ăsta este efectul celălalt cu păstrarea culorilor pentru subiect și blurarea fundalului. Aici, poză standard și poză cu night mode. Poză standard din nou, poză cu night mode, cam asta face, dar tot nu poate scoate la lumină acest logo de aici. Se chinuie la acest capitol puțin. Am făcut și niște selfie-uri mai la lumină, iar albul de pe fața mea e provocat de ecran. Ecranul telefonului funcționând ca blitz și sunt surprins de cât de eficient a fost la faza asta. L-am și oprit la un moment dat că, într-un fel, trișa. Niște culori bunicele, noaptea, nu mai sunt așa vii, precum erau ziua. Aș spune că este, cum am zis și la Reno 6 Pro 5G, un telefon mid-range care face poze de telefon mid-range de calitate noaptea. Uneori la bokeh mai taie din cap camera selfie, asta am remarcat, dar mai mult o să aflați în galerie. Mai am aici o mostră de captură standard și captură night mode. Cred că night mode este vedeta, se poate bate cu orice telefon mid-range la acest capitol și am mai făcut niște poze aplicând acele efecte speciale în zone mai luminate, luminate dificil, ar spune, multe sigle și firme luminoase care ar fi putut da buclucuri, dar n-a fost cazul. Și poze cu această farmacie se descurcă bine cu sursele de lumină, iar asta e captura ultra-wide, cred, nu e chiar rea, am dat și un pic de zoom și asta este o poză cu night mode, care se duce spre zi. Asta e clar noapte, asta e zi, vezi foarte clar că aici sunt niște umbreluțe de terasă, aici nu-ți dai seama exact. Cam atât la capitolul captură nocturnă, comportament de telefon mid-range și un night mode care e cam vedetă. Acum hai să vedem cum stăm la filmare. Am 37 de video, cineva ar spune că am prea multe. O să încep cu un test de stabilizare. Am două. Ăsta este cel standard, fără vreun mod special activat. Și se simte fiecare pas al meu. Vedeți? Dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga. Dar nu trepidează imaginea, asta pot să zic. Ăsta este următorul test de stabilizare. Stai să vedem. Că am făcut două unul după altul. Ăsta este al doilea.
Aici am pornit steady mode. Se reduce acel feeling de dreapta, stânga, piciorul drept, piciorul stâng, dar apare altă problemă. Un pic mai mult zgomot, asta am remarcat eu, și expandere un pic mai mare. Dar câștigi la stabilizare. Care, apropo, nu e optică. Deci totul se face din AI. Bun, asta este modul de filmare, acela dual. Simultan camera din spate și cea din față. Și mai am și, sigur, vreți să vedeți niște culori. Pentru asta am făcut video ăsta. Sunt încântat de cantitatea de detalii prinse de filmarea 4K. Pentru mine reper a fost Galaxy A51 și Poco X3 în ultimul an. Acum avem alte repere, aș zice, Galaxy A52 poate fi un reper și nu s-a dus foarte sus față de A51. În fine, suficiente detalii aici, dar nu bate totuși seria Galaxy A de la Samsung, așa mi se pare. Nu e totuși chiar la fel de crisp. Un pic de supraexpunere la vegetație și culori cam vii și eternul test de stabilizare, nu, testul de focalizare pe prim plan și pe fundal, alternând, eu zic, trecut cu brio. Și n-am uitat de efectele speciale. Asta este o filmare selfie, reușită. Poți face ceva vlogging, chiar dacă nu e foarte bine stabilizată. Mai departe, am varianta asta, care e cu bokeh flare. Și mai am și varianta asta, care face fundalul alb-negru. Eu zic că poate ieși de un vlog aici. Am făcut și niște capturi noaptea. Noaptea stă mai prost cu aproximarea marginilor capului meu și obiectelor din fundal. Mai intră peste cap uneori. Sau intru eu peste sursele de lumină, cam așa arată un bokeh flare video nocturn. Un pic mai noisy, dar dacă ești într-o zonă bine iluminată, ar trebui să scoți ceva utilizabil. Alminteri, cam așa filmează camera din spate. Nu e chiar rău. Sunt ceva reflexii, e destul de mult zgomot. Anumite logo-uri sunt amplificate. Dar pe un telefon mid-range își face treaba. Terminând cu acest aspect, ne putem ocupa de conectivitate. Avem de face aici cu un telefon dual SIM, cu slotul nano SIM, care îți aduce Wi-Fi 6, suport 5G, Bluetooth 5.2, poți conecta două perechi de căști simultan, GPS, GLONASS, BDS, Galileo și QZSS pentru localizare, NFC pentru plăți, a venit Google Pay în România, USB-C 3.1 jos, cu suport USB-C, USB OTG. Apeluri cu volum ridicat, sunet plăcut și clar, iar când vine vorba de speed test, fiți atenți ce valoare am prins aici. Asta este testul Wi-Fi, 707 Mbps download, 793 Mbps upload, în rețeaua Digi, eu zic că stăm foarte bine. Și hai să vedem cum am stat și la testul 4G în rețeaua Orange de această dată. La Orange avem 163 cu 37,2, asta ar fi download și upload, nu e rău deloc, deci cam atât la capitolul conectivitate, Wi-Fi foarte rapid. Acum vreau să vorbim puțin despre software Android 11 cu ColorOS aplicat peste. Hai să vedem exact, este ColorOS 11.3. Și vedeți că de aici putem să alocăm extra RAM. Putem să facem RAM expansion, să creștem cantitatea de RAM virtual cu 2, 3 sau 5 GB, acest RAM fiind preluat din stocarea telefonului. Avem de face aici cu o interfață destul de curată și aerisită, așa arată zona de quick settings și notificări. Acesta este cel mai din stânga home screen dedicat feed-ului de știri. Iar navigarea se face prin gesturi, dar puteți folosi butoane virtuale dacă vreți. În principiu știți acest semi-swipe în sus pentru a activa zona aceasta de aplicații Recents. Și tot de aici putem să activăm split screen, încât să împărțim ecranul în două dacă vrem să folosim două aplicații în același timp. Hai să vedem ce altceva mai avem. Avem această bară laterală cu shortcut-uri care completează experiența de multitasking, declanșând ferestre minimizate, plutitoare, cu aplicațiile dorite. Apoi, dacă ciupim ecranul, accesăm zona de personalizare cu wallpaper-uri, iconuri, layout, widget-uri, tranziții și altele. Acestea sunt widget-urile. Jumătate ar fi stock, jumătate specifice Oppo. Iar aici găsim multe pachete de iconuri care chiar vor schimba look-ul interfeței telefonului vostru. Alte lucruri de menționat, păi cred că ar trebui să intrăm în setări, evident avem și dark mode, iar pe partea de securitate puteți folosi cititorul de amprente integrat în ecran, care e aici, sau deblocarea facială, care e foarte rapidă și
nu e atât de sigură, nefiind pe bază de senzor infraroșu. În fine, cititorul de amprente este rapid și precis. Mai departe avem opțiune de personalizare aici. Dincolo de ce ați văzut mai devreme, puteți schimba total look-ul telefonului, încă să nu aveți terminalul la fel cu al altor cumpărători de Reno 6. Opțiuni pentru sunet, parolă și biometric, opțiuni de privacy și management pentru permisiuni, așa cum vedeți aici. Hai să mai vedem și altele. Aceste tooluri, puteți umbla la gesturi și opțiuni de navigare, screenshot, captură de ecran, smart sidebar și declanșarea lui Google Assistant. Evident că avem și digital well-being și control parental, încât să știm cât stăm în anumite aplicații și să punem limite celor mici. Iar când vine vorba de aplicații preinstalate, aș aminti, spre exemplu, de Games, care îți menționează jocurile aici și îți permite să faci eu știu, creștere de performanță, să pui o funcție de gen Do Not Disturb sau să umbli la acuratețea experienței tactile în acel joc. Mai avem preinstalate și Amazon Music, Amazon Shopping, avem și Booking.com, Facebook, LinkedIn, avem player muzical dedicat și un player video separat, Facebook Messenger și Orelax, care te ajută să te relaxezi, îți alegi de aici un fundal sonor și un fundal vizual și timp de 30 de minute sau ceva de genul ăsta o să poți te desprinzi de cotidian și să fii un pic mai chill. Alte lucruri preinstalate aici, este foarte utilă aplicația de optimizare Phone Manager, care are acest One Touch Optimization, curăță resursele foarte bine, cache-ul, memoria și altele, protecția plăților și diagnosticarea telefonului. Și mai avem la dispoziție și Twitter, TikTok, video, vreme, YouTube și cam atât. Nu cred că am uitat nimic. Mă rog, PUBG și Prime Video sunt și ele la posturi. Acestea fiind zise, cred că putem să vorbim acum despre verdict pentru acest smartphone și începem cu aspectele pro. Este un telefon comod și arătos, construit destul de solid, cu un ecran luminos, performanță bună, inclusiv la jocuri, baterie satisfăcătoare la capitolul autonomiei și o încărcare foarte rapidă. Tot foarte rapid este și conectivitatea, în special cea Wi-Fi. Faci niște selfie-uri de calitate, mie chiar mi-a plăcut, în special cele realizate ziua. Bokeh flare este un plus și simplu fapt că la acest capitol bokeh flare nu e departe de modelul Pro, este un motiv poate de a cumpăra telefonul. Captura cu night mode își face bine treaba, stabilizare destul de ok la filmare. Aș mai aminti și de o interfață foarte personalizabilă, acestea fiind aspectele Pro. La contra, poate butoanele clicky, lipsa de certificare IP, lipsa de slot microSD și difuzoare stereo, faptul că speakerul de jos se poate acoperi destul de ușor în landscape și nu e chiar generos cu volumul și cu basul. Aș mai aminti de asemenea un orificiu destul de mare pentru camera selfie și destul de mare cel din protecția de plastic a ecranului. Apoi zoom-ul nu m-a dat pe spate, deși în anumite momente cel digital și-a depășit condiția. Captura ultra-wide noaptea, aș recomanda să nu o folosiți prea des, că nu e foarte arătos rezultatul. Iar cam atât ar fi la acest capitol, poate niște culori cam prea vii la filmare. Acestea fiind zise, am terminat cu recenzia lui Oppo Reno 6 5G. Pot să vă zic că este un telefon pentru gaming, călătorii și cu siguranță pentru a folosi acel bokeh flare cu camera din spate și cea din față. Nu e foarte departe la acest tip de captură față de varianta Pro și asta e mare lucru, că nu trebuie să cheltuiți cea mai mare sumă pentru a obține treaba asta. Mă aștept să vedem această funcție și pe telefoane mai ieftine de la Oppo pe viitor. O să fie interesant. Mie mi se pare selling point pentru că Oppo e prima cu bokeh flare. Samsung a fost prima cu bokeh video. E, uite că Oppo e prima cu bokeh flare, care v-am zis deja, pe lângă faptul că blurează fundalul, ceea ce deja aveam pe telefoane, amplifică luminițele din spate pentru niște extra dramatism și emoție în capturile voastre foto, dar și video, camera principală, dar și frontală. Partea cu călătoria, de ce zic că este un telefon pentru călătorii, se încarcă rapid și ține mult bateria. Asta înseamnă călătorii. Apoi este un telefon pentru creativitate, are un ecran luminos și îți permite să creezi niște conținut, chiar și de vlogging, de ce nu? Deci, cam asta ar fi publicul țintă. Tinerii care călătoresc, fac vlogging și se mai și joacă pentru că procesorul duce. Mai multe detalii o să aflați în recenzia text. Eu pot să zic că preia cele mai bune funcții de pe Reno 6 Pro într-un pachet mai accesibil. Cam atât la Mobilissimo, la revedere!